Salut, sunt Gabriel. Mă gândesc, îmi pare foarte bine că ai deschis clipul. Dacă ai mai văzut Elevul 1 și Elevul 2, te invit să-l vezi și pe cel de-al treilea și îți mulțumim pentru chestia asta. Dacă nu l-ai văzut, te invit să le vezi. Dar acum urmează Elevul 3, la care, sincer vă spun, am muncit enorm de mult eu și împreună cu colegii mei, care sunt geniali. Ah, ce vreau să vă reamintesc, că Instagramul meu este acesta. Pam! Da, vă invit să intrați, pentru că sunt foarte activ și vă aștept cu toate mesajele de, evident, pozitive, dacă nu cât de cât de încurajare, dar nu negative. Da, iar colegii mei, da, au Instagram în descriere. Vă mulțumim mult de tot și nu vă mai țin de vorbă, vă mulțumesc mult pentru tot. Începe scurtmetrajul. Bună, ce faci? Ce faci? Bine, tu? Bine! Mamă, ce te-ai aranjat? Nu chiar, vin de la muncă, de fapt. Ce lucrezi? Deci, sunt barmaniță, dar... Nice! Sunt și scriitoare. Amatoare, da. Sunt scriitoare. Și în rest ești ok? Adică știi deja... Mă bucur că ai vrut să ne întâlnim oricum. Am dat peste o poză și am zis de ce să nu ne vedem, să ne întâlnim. Și mă așteptăm să vină și restul și vedem ce o facem. O să vină toți? Da. Nu. Cum o cheamă? Asta... Kevin și Luana s-au împrietenit, să zicem așa, și s-au dus. Ce? Au plecat din țară. Da. Kevin și Luana? Păi da, s-au despărțit și au plecat. Stai, ce? Da, Luana și Kevin au plecat. Kevin și Luana sunt împreună? Da. Sunt curios tot ce a făcut și ce a făcut și Crista. Mă rog. Parcă vezi că și ei sunt împreună. E, l-ar sta bine, sincer să fiu. Salut, amice! Salut! Să-l faci! Bună! Bună! Acum ești om de afaceri? Nu, aș vrea să fiu și om de afaceri. Sunt psiholog. Mi-am deschis un cabinet de psihologie. Mersi. O să am nevoie. O să avem nevoie. Și poștii mei. Ok. Ce dubios, dar vă primesc. Ce vreți, fac cinste. Eu v-am invitat, deci clar. Bine. Păi să se uite și după aia merg și eu. N-am
Ia uite. Ciocolată caldă. Ciocolată caldă. Eu cred că vreau o cola. Mergi. Mergi. Stai. Ia. Pam, 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 pam. Caramel. Ciocolată caldă cu caramel. Ca să te vezi? Da, da. Eu vreau o ciocolată caldă. Iar eu o Coca-Cola. Mm-hmm. Da, te rog, te rog. Mulțumim. Mulțumim frumos. Hei! Bună, bună! Ce faceți? Salut! Hai să te pup! Stai un moment. Salut! Momentul de noroc. Ușor. Ce faceți? Scuzați-ne că am întârziat. Nu, e ok. Stai niște. Mulțumim. Că întârziem la ore, întârziem și la întâlniri. E ok. Nu e ceva nou. Parcă vezi că sunt împreună. Păi da, după ce Kevin și cu Luana au plecat, noi doi suntem împreună de atunci. O cola, serios? Te rog. Da. Doar o cola? Să da, doar o cola. Ce, beți o cola împreună? Da. Aolo. Mamă, ce romantic, mamă. De la cam film, cu două paie bune. Două paie! Păi, cu două paie bem de obicei. Da. Ce mișto. Și ce ați mai făcut? Păi... eu sunt la... Bine, hai, spune-te-o. Spune tu prima, hai. Bine, bine. Eu tocmai vin de la facultate, la prinsă mea. Sunt anul 6 la arhitectură, am terminat. Oh, mă rog, termin anul ăsta, înțelegi. Și acum spun și eu, nu? Deci da. Eu am terminat Politehnica, Facultatea de Inginerie Mecanică și sunt mecanic acum. Bă, bine. Mulțumim. Îți crește dopamina, vorbesc, nu? Ești fericit. Da, sunt mulțumim. Foarte fericit, adică se câștigă bine din meseria asta. Eu. Da. Eu am terminat psihologia, mi-am zis cabinet și acum am rămas foarte mult cu părțile astea cognitive și de numer... E ok. E ok. Mulțumim. Ai și subtitrări? E ok. Mentalitatea oamenilor o cunosc foarte bine. Da. Da. Mulțumim. Merci. Ok. Și eu sunt actor. Ai că am terminat un ATC-ul. La asta mă refer. Chiar o să vă invit și la spectacole, dacă tot ne-am... Bine, știți care e faza? Eu am dat peste o poză și am zis să vă sun că... Și da. Bine, având în vedere că cei doi nu au putut și au plecat, asta e. Nu e problemă, dar mă rog. Dar ați mai vorbit cu ei? Eu nu, cel puțin. Doar atâta știu că am plecat. I-am zis că nu am mai vorbit cu ei. Nici eu n-am țin legătură, adică... Na. Da. Nu e ciudat cum eram atât de apropiat și n-am mai vorbit deloc în anii ăștia? Gen, nici măcar un bună? Mă rog. Mă, bună acum, pentru bună, bună, da. Bună, 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 bună. Mă rog, știi că poate și facultățile ne-au schimbat și... Băi, alo! Băi, alo! Ce faceți? Ce? Să ne punem la cap? Ne-am întâlnit ca să vorbim, să ne depunem amintiri, băgați asta înapoi! Scuze-mi, veniți o idee și... Pă, voi va lua cu muncă. Hai, frate, băgați asta, noi ne-am întâlnit să muncim. Scuze, eu am... Serios, v-ați maturizat așa de mult? Ce-i chestia asta? Ok, înțeleg. Băi... eu fac actorie și poate sunt puțin mai energic. Dar totuși, nu... ce aveți? Vouă chiar deloc nu vă mai dor să țipați la cineva? Să faci ceva rău? Nu. Nu știu, n-am avut niciodată un comportament deviant. Pe tine te știm. Am o idee. Ce idee? Hai să facem ceva rău. Bine, știu, sună copilăresc, dar hai să mai retrăim momentele alea, ce ziceți? Nu este o idee bună? De ce nu? Doar o dată, dacă facem doar o dată... Azi, doar așa, de amintire. Bine. Având în vedere pericolele și... Hai, măcar puțin. Te rugăm. Plătiți pe amenda? Da. Bine? Bun. Nu că, da, suntem răi. Eu spun. Ok. Ce ziceți dacă plecăm de aici fără să plătim? Domnul psiholog, spuneți-ne ce avem de făcut deci, în situația asta. Deci, având în vedere ceea ce se întâmplă, răul poate să devină bine, dar în circumstanțele astea răul... Plecăm va... eu zic de să aici, da. Plecăm de aici fără să plătim. Punct. Voi zic să vorbim afară despre asta. Nu. Luați-vă lucrurile. Luați-vă lucrurile, ușor. Pregătiți-vă. Să cred că încă fac asta. Stați pe loc, ia-ți asta. Ia-ți asta. Deci am terminat ciocolată. Lasă ciocolată. Da, era. Da. V-ați luat lucrurile? Da.
Stai, stai jos, stai jos, stai jos, ca să nu pară dubios, să nu pară dubios. Plec primul. Stai jos, stai jos. Vino aici. Vino aici. Vino aici. Nu, nu nimic, nimic. Ok. La 3. Ce 3 plecăm? La 3. O să fii și mai dubios. Calmează-te. 1 2 3. Nu e regulă. Băi, 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 nu cred. Geanta mea. Da, ea unde sunt? Geanta mea. Lasă geanta, unde să ia? Că tu geanta îți iei o altă geantă. Unde să ia? Și documentele. Alo. Căcat. Zic alo, înainte să sune. Bă, eu caut geanta. Nu. N-ai cum să te întoarci acolo. Niciun răspuns, nebun? Niciun răspuns. Căcat. Ce facem? Băi, eu tot am chef de rahaturi. Adică, ok, ei au fost prins sau au plecat, e problema lor. Nu-și asumă. Păi uite, ori s-a întâmplat, mi-am pierdut geanta. Acum, hai, și faci și mai facem. Că eu... Furăm o altă geantă. A? Tu poți cred că de acord cu asta. Trist, hai! Break it down. Mie mi-a plăcut, nu știu de voi, dar eu m-am distrat maxim. Da. Ce? Da. Ce aveți? Nu e ok. Ce nu e ok? Eu tocmai am furat un rucsac. Nu contează. Ce treabă. Știu că e ilegal lucrul ăsta? Na, hai să mai facem ceva. Mi-ai pus, mi-ai pus ceva în ciocolată. Nu ți-am pus nimic în ciocolată. Hai să mai facem ceva. Ce? Nu știu, hai să dăm într-un câine sau să spargem ceva. Hai, serios. Mm. Exagerezi, termină. Tu ești nebun? Nu sunt nebun, dar dacă tot ne-am întâlnit, hai să facem ce ne-am întâlnit să facem. Nu, ne-am întâlnit să ne vedem să împreună, că n-am mai stat de mult timp împreună, nu să facem ilegalități. Păi și asta, dar nu facem ilegalități, păi pipi în tramvai nu e ilegalitate. Ba da. Mai voi sunteți bine. Tu câți ani ai? Ai terminat facultatea? Sau ce da, am terminat. Și de ce ai terminat? Unde ești? Și clasa a patra? Nu, dar... Trebuie să fii conștient, băiatule, de ce se întâmplă aici. A, maturizare. Da. Da, e o porcărie, maturizare. Eu să mă duc în momentul 2. Să duc rucsacul ăsta, omul ăla, o să încerc să caut. Și o să-mi dau dispărut rucsacul meu. Lasă asta, nu, pe bun, chiar, serios? Numai asta contează în viață, să te maturizezi? Eu cred că glumești cu noi acum. Nu, dar pe bune, atâta maturizare, ce-i chestia asta pe voi? Cât de o amendă? Nu contează, o plătiți. Și care e impactul psihologic la ceea ce ne-ai făcut tu? Și noi suntem șocați, noi nu trebuia să facem lucrurile, noi nu trebuia să acceptăm lucrurile astea. Se numește manipulare ce ai făcut. Da, sigur, se numește manipulare. Nu, serios, pe bune, ce chestia asta cu maturizarea? Gata, suntem mari, nu mai avem voie să râdem dacă omul își cade pe stradă. Nu mai avem voie să facem nimic, nu mai avem voie să ne dăm de lagă, nu mai avem voie să facem nimic. Își rupe un picior, un om. Asta este, își rupe. Să fii tu în locul lui. Asta este. Dar ce chestia asta cu maturizarea? Pe bune, acum, hai, serios. Ne maturizăm ca să ce? Să fim triști toată viața? Să te distrezi tu? Nu să stăm împreună? Pă bune! Hai să mergi! Ce am înțeles din această poveste? Eu, sincer, nimic. Nu vreau să mă maturizez, dar nu înseamnă că nu aș putea fi responsabil. Nu este rău să ai suflet de copil, și nu este ceva rău să te distrezi ca un copil. Dacă nu gândești și vezi un adult care se dă în leagăn, vei zice că este nebun. Nebun pentru că se simte bine?
Mie îmi place să mă distrez. Puteți spune ce vreți. Eu aș vrea să înțelegeți ceea ce v-am spus eu. Nu e rău să te distrezi ca un copil. Iar maturizarea nu este totul. Asta a fost. Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? Ei bine, eu sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut. Nu ne criticați, credeți-ne, am muncit foarte mult. Asta este, sper că v-a plăcut. Încă o dată Instagramul meu aici. Da. Și Instagramul colegilor mei îl găsiți în descrierea acestui video. Viața frumoasă, pace!